lingua, lo smack, cât a trecut de când am avut ceva de mâncare. Păi Angel, ăla pe care l-am prins se pune la mâncare? Ăla era păi Angel? Ai dat de mâncare un păi Angel? Am crezut că e un crab mic. Era un păi Angel. Oricum asta a fost acum 3 zile, ca să-ți răspund. 3 zile! 3 zile și nici un pic de mâncare și nici măcar un zefir să împingă corabia de mare mai aproape de vreo urmă de uscat. Aș putea să trag un vânt să reblasă mai repede de atât. Suntem pe cale să morim de foame, snack! Trebuie să mâncăm! Marele Capu va vorbi! Hei, omule! E Marele Capu cel care îți vorbește! Capu e flămând, omule! Hai dă-mi niște mâncare chinezească! Da, Mare Capu! Ți-am dat mâncare chinezească acum o oră! Iar să fie, omule! Nu mă supăra! Știu că am mâncat mâncare chinezească acum o oră! Dar mi-e foame din nou! Știi cum e cu mâncarea chinezească? Nu mai avem mâncare chinezească, șefule. Am auzit asta, omule! Marele Capu, devine furios, moșule! O să explodez! Trebuie să mulțumim pe Capu! Da, șefule, dar resursele insulei noastre sunt consumate rapid de apetitul Marelui Capu. Pădurea de burger mai are o singură îmbucătură! Trebuie să trimitem o echipă de culegători în pădurea de burger de pe partea cealaltă a insulei! Miroase delicios, snack! Dar cu siguranță delirez și am halucinații! Nu, de data asta nu ai halucinații, capitane, sunt adevărați! Unde Dumnezeu ai găsit burrito? Ți-au plăcut, domnule? Nu mi-au plăcut, sunt delicioși, snack! Dar cum mi-ai făcut? Păi, lipia e făcută din bucăți de pânză și interiorul e din bucăți de sfoară de la rame și din smoală. Și urăsc să întreb asta, serios, dar ce e sosul verde? Păi, îți amintești drăceala aia îngrozitoare pe care am avut-o acum? Dacă burgerii din pădure nu-l mulțumesc, cred că vom fi forțați să ne părăsim insula! Dar cum, mare șef? Insula noastră e făcută doar din mâncare și nu putem face bărci din pita și tăiței chinezești! Da! Am încercat asta odată cu rezultate dezastroase! Poate Providența ne va ajuta! Știi, snack, m-ai servit bine de-a lungul anilor și acum e timpul să te servesc eu bine. Mulțumesc, capitane. Bine făcut, adică. Nu te mișca, snack, trebuie să văd dacă mai ești roz pe dinăuntru. Nu, capitane, te rog, nu mă mânca. Am să-ți dau arsuri la stomac. Hei, simți asta, capitane? Da, miroși exact ca burger, snack. Nu, stai, capitane, uite. Ce-i asta? Un aperitiv? Bine? Nu, capitane, uită-te prin el! Aș prefera să-l mănânc, cred, dar fie! Vai de mine, sunt mai dus decât credeam! Văd o insulă cu copaci plin de cheeseburgeri! E ceva ciudat cu nisipul ăsta! Mii de gusteri, snack! Ăsta nu-i nisip! E zahăr roșu! Și astea nu sunt scoici, capitane, sunt... sunt chipsuri de cartofi! Se pare că întreaga insulă e formată din lucruri de mâncare delicioase! Palmierii aia sunt din lemn dulce! Scoarța asta de copac e pastramă de vită! Și gândacii ăștia sunt... Bine, nu mânca gândacii, snack! Dar restul pare a fi delicios! Capitane, uite! Pădurea aia e făcută doar din cheeseburger! Hai, snack! Ultimul e un... Mă rog, va fi ultimul! Hai, oameni buni! Trebuie să văd pe colonel! Și nu vorbesc de colonel Parker! Grăbiți-vă cu niște aripioare din alea picante! Sper că șeful nostru și Babu sunt pe cale să se întoarcă. Dacă nu se întoarc în curând, Capu ne va acoperi cu șervețele murdare și oase de pui. Aud pe cineva. Noi mâncai mănâncă burgerii. Au mai rămas câțiva burgeri, șeful. Au corabie. Rugăciunile ne-au fost ascultate! Îi vom da pe idioții ăștia doi de mâncare lui Capu și părăsim insula pe corabia lor! Capturați-i pe porci! Băi, ăștia sunt delicioși, slack! Ce e? Ce s-a întâmplat? Mulți sălbatici fioroși stau în spatele tău amenințându-te cu diverse tacâmuri lungi. Ce? Serios? Mai să fie, ăștia chiar nu pierd timpul, nu, Snack? Pot profita de ocazia asta să spun cât de mult mi-a plăcut să lucrez cu tine, capitane? Nu cred că vei avea timp! La revedere, Snack!
Au, au, doi, au, Liniște, Snack, nu ne-a omorât! Nu, nu cred că ne vor ucide, capitane. Nu, se pare că ne venerează! Voi trebuie să fiți zei din legendele noastre! Ăsta e un vis frumos, Snack! Cu siguranță, capitane! Ei cred că suntem zei! Mă rog, mâncați tot ce doriți! Suntem aici să vă servim! A fost delicios! Snack, m-am îngrășat? Băi, m-aș aventura să spun că figura ta feminină a cam dispărut, capitane! Tu cum de nu te-ai îngrășat? E metabolismul meu, capitane! Aș vrea să am o embolie! Mă rog, mai vreau, vreau o brioșă! Hei, hopi, mai adu brioșă! Hei, am spus, mai adu brioșă! Hai, omule, e îngrozitor de foame! Unde e pizza mea? Cine a spus asta? A fost Marele Capu, zeitatea noastră și e foarte flămând! Da, așa se pare! Hai să dăm ceva de mâncare înainte să distrugă insula! Da, hai să facem asta! Dragi nălmari, a sosit momentul! La ce moment crezi că se referă, capitane? Nu știu, Snack, probabil e moment pentru desert! Momentul când vom fi eliberați de tirania lui Capu! Momentul când îi vom arunca pe acești intruși în gura vulcanului și scăpăm de pe insulă pe corabia lor! Nu, nu e momentul pentru desert! Îți spun eu, omule! Ar fi bine să arunci niște harare sau mă să explodezi din nou! Da, Capu! Snack! Hei, aveți grijă! Ce faceți? Hai, dragi albari! Spre corabie și libertate! Întoarceți-vă aici, lașilor! Scoateți-vă de aici! Oh, vai, bietul meu, Snack! Snack, m-auzi? Ești viața? Sunt speriat! Hei, omule! Ce-ați tu pe gaură? Hei, omule! Nu te aveți simotanului de după cortină, moșule! Tu ești Marele Capu? Ce? Nu, adică, da, adică... Pleacă imediat sau Marele Capu te va distruge, omule! Oh, nu, omule! Am stricat chestiuța! Hai, micuțule! Trebuie să ieșim de aici! Chestia asta va exploda! Adică nu ești un zeu până la urmă, Capu? Nu, omule! Sunt doar un cântăreț care îmbătrânește! Vasul meu a ieșuat aici cu mult timp în urmă când eram într-un spre insula mea Las Vegas. Am văzut toată această mâncare și am hotărât să le fac o farsă acestor băștinași. Nu sunt altceva decât un căpoi. Hai, Capu, cum ieșim de aici? Păi trebuie, trebuie să mergem prin vârf. La fundul mare al capitanului a stupă gaură. Asta nu e bine, omule. Vulcanul va exploda. Va fi aruncat prin vârf. Așa se pare, micuțule. Poftim. Poftim, omule, puneți asta. E singura protecție pe care o am. Asta devine inconfortabilă. Șeful, trebuie să recunosc, asta a funcționat perfect. Mi-am spui. Încotro îndreptăm chestia asta. Cui pasă atâta timp cât nu e nicio zeitate grasă care să le spune ce să facem? Doamne sfinte, Snack, ce noroc am avut. Corabia a fost ocupată de băștinași ăștia grași. Fără supărare, capitane, dar ți-ar prinde bine să pierzi și tu câteva chile. Serios? E bine, asta poate aștepta. Cum o să scăpăm de toți băștinașii? Am o idee, capitane. Și 1, și 2, și 3, și 4. Hai, capitane, simte focul, simte arsura. Și 1, și 2, și 3, simte focul. Și 3. Hai și să simți tu focul, dacă am să mai pot sta în picioare, Snack. Hai, capitane, simte focul.